La ce distanță ne aflăm de un perete în care ne auzim ecoul unui sunet la o secundă după ce l-am emis? Aici suntem noi, aici este peretele și noi emitem un sunet care se duce spre perete. Odată ce atinge peretele, se reflectă și se întoarce înapoi la urechea noastră. Ca să auzim ecoul unui sunet emis de noi, trebuie să știți că urechea umană este impresionată cu un sunet, adică ocupată cu un sunet, timp de 0,1 secunde. Prin urmare, obstacolul trebuie să fie destul de departe de noi pentru ca sunetul reflectat să ajungă la urechea noastră după 0,1 secunde. Deci, ecoul este o urmare a reflexiei sunetului pe un obstacol îndepărtat. Vom scrie formula vitezei și anume distanță supra timp. Vom nota distanța de la noi până la perete cu D1. D1 egal semnul întrebării. Deci, necunoscuta noastră. Iar timpul de la emitere până ne auzim ecoul, delta T, este de o secundă. Scriem formula vitezei, viteză egal, distanța parcursă. Deci, distanța parcursă de sunetul emis de noi este odată dus până la perete, adică D1, și întors, încă o dată D1. Deci avem D1 plus D1, ne dă de două ori D1, supra intervalul de timp. Facem produsul pe diagonală și scoatem necunoscuta D1. Egal. Viteza sunetului în aer ori intervalul de timp, după care ne auzim ecoul, supra 2. Înlocuim viteza sunetului în aer 340 metri pe secundă, ori intervalul de timp o secundă, supra 2. Și ne dă 170 de metri. Deci iată la ce distanță se află un perete când auzim ecoul la o secundă după ce am emis sunetul.